încercările, oamenii pot fi slabi, pot apăra sentimente negative, le poate lipsi claritatea privind voia lui Dumnezeu sau cea mai potrivită cale de practică. Dar trebuie să ai credință în lucrarea lui Dumnezeu, la fel ca Iov, care a fost slab și și-a blestemat ziua nașterii. Însă nu a negat că Dumnezeu dă toate lucrurile și că tot El le și ia. Orice rafinare sufer din cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu desăvârșește credința ta când nu o poți atinge și nu o poți vedea. E necesară credința ta. Credința e atrasă când nu poți vedea ceva, când e ascuns de ochiul liber, când nu poți renunța la propriile idei, când nu cunoști lucrarea lui Dumnezeu, să ai credință. Adoptă o atitudine fermă și fii martor. Când eu v-a ajuns aici, Dumnezeu i s-a arătat și i-a vorbit. Doar prin credință îl vezi pe Dumnezeu și El poate să te desăvârșească. Necesară credința ta.